Elevii și cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Energetic Regele Ferdinand I Timișoara au organizat o serie de activități destinate zilei unității de învățământ. Elevii nu au participat la ore, ci au jucat șah sau au pictat. Evenimentul a adus în prim plan un proiect gândit de Consiliul Local al Elevilor și realizat în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Timiș. Sub genericul Legea-i lege pentru toți, proiectul a avut ca scop abordarea consumului de droguri în mediul școlar, oferind alternative sănătoase, consolidând colectivul școlar și promovând un cadru educațional sigur. Am pus pe masă într-o adunare generală a Consiliului ce ar fi dacă am face un proiect, un circuit, ca un traseu în care elevii s-ar putea implica activ în proiect. Așa că am luat decizia împreună cu colegii mei să desfășurăm proiectul intitulat Legea-i lege pentru toți, care este un concurs tip circuit, un tip treasure hunt, în care elevii trebuie să rezolve mai multe probe. Au fost 6 probe plus finalul. În prima probă ar consta în prezentarea din partea partenerilor proiectului, adică Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, prezentarea unor materiale antidrog informative pentru elevi. Partea a doua a proiectului, adică partea a doua a primei probe, este desfășurarea unui test pe baza acelui material prezentat. Despre importanța informării elevilor cu privire la consecințele consumului de droguri a vorbit inspector principal de poliție Rodica Giuică. Au o nevoie foarte mare. E important ca ei să primească informații corecte. Drogul este un subiect foarte sensibil și, din păcate, primesc tot felul de informații din tot felul de surse care nu sunt tocmai corecte, acele informații, și atunci venim noi, ca instituția statului, și le oferim informații corecte, și nu doar asta, încercăm aceste informații să nu le transmitem sec printr-o activitate la clasă informativă. Încercăm să le prindem în astfel de activități în care ei să se simtă bine, să simtă că sunt o echipă, să lucreze împreună și să se bucure de moment. Altfel ajung la ei informațiile în momentul în care le oferi într-un astfel de cadru. La finalul proiectului, elevii au oferit un feedback. Foarte interesant. Mi se pare că aceste activități ne ajută să ne dezvoltăm și să fim mai creativi, să fim mai disciplinați, având în vedere că o să colaborăm cu mai multe persoane, fiind o echipă. Proiectul Legea-i lege pentru toți a vizat influențarea în mod pozitiv a comportamentelor elevilor și conștientizarea riscurilor asociate drogurilor.